N-am să pot să tac absolut, am să vreau să îmi dați voie să fac ce se cuvine făcut la sfârșit, și anume să mulțumesc tuturor celor care au făcut ca acest proiect să fie posibil. Și firește că încep cu autorii, care vedeți că sunt mulți, iar din lista asta de nume importante, cred că singurul necunoscut pentru literatura română e al meu. Sunt extrem de onorată și extrem de bucuroasă că mă aflu în acest context. Dar dincolo de asta, pentru ca această carte să iasă, pentru ca acest proiect să devină realitate, sunt o grămadă de alte persoane care au lucrat. M-aș bucura foarte mult să fie aici cu noi și Iustina Ploitoru, de exemplu. Aș vrea să o invit, dacă se poate, aș vrea să vină să ne fie alături. Ea a fost redactoarea cărții acesteia și vreau să vă spun că a făcut totul cu multă răbdare și multă bunătate și ne-a ținut pe fiecare de mână până la capăt. Nu a fost deloc ușor, dar a ținut lucrurile sub control foarte bine. Mai departe, Ioana Curvulescu, autoarea unei preface absolut excepționale, unei prefețe absolut excepționale, a dat și ea dovadă de o înaltă știință a lucrurilor, pentru că ce a făcut a fost să dea linia finală, tăietura finală a acestei cărți. Făcându-o cu măsură și cu bucurie. Este un om care se bucură extraordinar de tot ce face atunci când e legat de carte. După ce s-a încheiat povestea cu cartea și cu textele, a venit un bun prieten al meu, care este arhitectul și graficianul Răzvan Uscov, și pe el aș vrea să-l văd, dacă se poate, dar nu știu dacă e aici, mi-a promis că vine, și care a construit o haină foarte frumoasă pentru carte. O vedeți, e făcută din niște acoarele de o mare sensibilitate și de o mare vibrație, ca el însuși de adunță. Răzvan este un foarte drag prieten. Deloc în ultimul rând trebuie să vă spun că Gabriel Iceanu, care căruia îi datorăm de fapt cartea asta, pentru că a avut încredere în acest proiect, a acceptat să fie părtaș la aventură și a destul de în ultimul moment ne-a dat și el o poveste. Dar mai mult decât atât, n-a scăpat din loc cartea și multe din deciziile finale care sunt legate de ea, i-a aparținut. Îi mulțumesc foarte mult. Le mulțumesc foarte mult tuturor. Și n-aș vrea să închei înainte de a vă mulțumi dumneavoastră că sunteți aici și de a vă dori ceea ce vi s-a mai dorit, vi s-a mai urat până acum, să vă bucurați de proveștile astea, dar mai mult decât atât. Să înțelegeți odată în plus, din spiritul cărții astea, că arhitectura este o haină, haina noastră, haina vieților noastre, aș zice perpetuă și ubicuă, fără de care lumea în ziua de astăzi n-ar mai putea supraviețui nici măcar, cred că nici măcar o lună. Dacă s-ar întâmpla o catastrofă, cred că n-am reușit să supraviețuim fără arhitectură nici măcar o lună, nicăieri, niciodată. Și de asta vă doresc să înțelegeți că arhitectura trebuie observată cu mai mare atenție și trebuie înțeleasă și trebuie prețuită, mai ales când e vorba de arhitectură de bună calitate. Iar în jurul dumneavoastră, în București, și nu numai în București, este o grămadă de arhitectură remarcabilă. Iubiți-o! Poate că atunci o să izbucnim să facem mai mult pentru orașele noastre. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult pentru aici! Mulțumesc foarte mult pentru acest prilej!